Dragi mitologi, de-a lungul a 170 de ani, Dacia, după cele două războaie daco-romane, a devenit parte integrată a Imperiului Roman. În tot acest timp, religia Dacii s-a manifestat printr-o diversitate de culte și religii, atestată de temple, medalioane și statuete de bronz, dar și printr-un proces de sincretism religios, căruia i s-a adăugat fenomenul de interpretatio romana. Cercetări legate de cultele orientale care au ajuns în Dacia la noi avem de la Ade Senopol, Nicolae Iorga, Constantin Giurescu, Daicoviciu și Mihail Macrea. Vă las bibliografie, ca de obicei, în descriere. Deci material avem, dar, ca de obicei, el nu e prea cunoscut publicului larg. Eu sunt Delmo, istoricul de serviciu, și astăzi vom vedea cum au ajuns zeii egipteni și orientali tocmai în Dacia. Nu uitați să apăsați butoanele alea și să comentați mai jos. Oare cum arăta scena religioasă în Dacia Romană și care erau zeii la care se închinau locuitorii provinciei Dacia? Pentru că s-a vorbit foarte mult despre Zalmoxis și zeii dacilor, dar mai nimic despre zeii pe care îi venerau locuitorii Daciei după cucerire. Hai să trecem la treabă. Dacă în episodul trecut vă povesteam cum au ajuns soldații daci în slujba Imperiului Roman, tocmai în Egipt, iată că avem și reversul medaliei. Cum de-au ajuns așa multe culte religioase în provincia Dacia? Păi ar fi de vină situația economică, politică și socială imediat după cucerire, continuitatea populației autohtone, dar și curentele filosofice și tendințele religioase din Imperiul Roman, coloniștii, dar și politica religioasă impusă de unii împărați romani. Datorită acestor factori, pe primul loc între divinitățile venerate în Dacia se situează Panteonul Roman. În provincie, Jupiter este principalul zeu care apare în cele mai multe inscripții, împreună cu alți zei. Alături de acesta, Juno, divinitatea feminină, se regăsește în inscripții foarte des cu epitetul de regină, nu aia din manele, ci aceea care evidențiază caracterul oficial al cultului. Acesta este celebrul cuplu format din Zeus și Hera la greci. Minerva, zeița războiului, se bucură și ea de dedicații la Sarmizegetusa și Apulum, ea fiind adorată cu preponderență de militari. Alți zei romani reprezentativi care se găsesc în cultul din Dacia sunt Mars, zeul războiului, Silvanus, ca zeu al pădurilor și al casei, desigur Diana, ca zeița vânătorii, sau Fortuna, zeița norocului la romani. De asemenea, în panteonul roman se regăsesc divinități de origine greacă, având o largă răspândire și în Dacia. În acest sens, zeilor legați de medicină, esculap și higia, de exemplu, despre care am mai vorbit, link în descriere, li se închină și li se ridică numeroase dedicații. Totodată, venerarea lui Apollo este atestată de numeroase reliefuri care îl înfățișează cu arcul și cu lira, această imagine a zeului pătrunzând și în arta funerară. Mercurius, este recunoscut prin reprezentarea sa nud, cu încălțări în aripate, acesta fiind zeul negustorilor și fiind adorat în special în zona vămilor. Acestea nu sunt singurele divinități de origine greacă, existând și altele, precum Hercules, Nimfele, cultul lui Dionis, Neptun, Larii, precum și geniile protectoare. Dar despre asta mai pe larg în alt episod. Revenind la oile noastre, cum au ajuns cultele din Orient și mai ales din Egipt în Dacia romană. Practic, odată cu dezvoltarea Romei și a relațiilor cu Orientul, mai ales că de aici veneau mari bogății, comercianții, meseriașii, ori sclavii din Orient, vor aduce cu ei și cultele lor. De asemenea, militarii recrutați din Orient și familiile lor, coloniștii, dar și staționarea legiunilor și a trupelor auxiliare în Dacia fac să circule ideile religioase printre soldați. Aceste culte orientale au avut o largă răspândire datorită faptului că promovează, în comparație cu religia greacă și romană, o devoțiune personală, pasiune. Majoritatea locuitorilor care adoptau aceste idei au fost cei din clasa de mijloc, deoarece li se promitea o viață de apoi mai bună. Totodată femeilor li se permitea participarea la ceremonii, acest aspect atrăgând mai mulți adepți. Siria și Palmira au exercitat o influență asupra culturii și credinței romane, iar în Dacia dovezile acestei legături le găsim în sursele epigrafice, analiza antroponimelor din inscripții și în diplomele militare. Astfel, în Dacia avem divinități din Siria, sincretizate cu prima divinitate a panteonului roman, Jupiter, și divinități siriene răspândite cu numele lor originar, dar și prin interpretație romana. Jupiter Dolichenus ocupă primul loc prin numărul inscripțiilor ale reprezentărilor culturale, al ofrandelor, dar și al pieselor de cult. Dedicanții acestui zeu au marea majoritate nume romane. Cu toate că acest cult răspundea ideea egalității între oameni, se pare că se raporta de fapt doar la comunitatea credincioșilor. Cele mai multe inscripții le regăsim în orașele garnizoane ale regiunilor Apulum, Potaisa și în capitala Daciei. Dea Siria este cea mai răspândită zeiță dintre divinitățile siriene și palmiriene din Dacia. La Porolisum, Micia, Napoca și Romula găsim inscripția ale acestei zeități. Inscripția de la Romula, incizată pe o bucată de argilă, conține unica dedicație culturală din Dacia într-o limbă orientală, iar cea de la Neapoca ne oferă detalii cu privire la poziția socială a dedicanților. De asemenea, alte divinități siriene ar fi Jupiter Heliopolitanus, Jupiter Turmas Gades, Baltis și Atargatis. Iată ce zei interesanți și exotici erau adorați în Dacia. În ceea ce privește cultul din Palmiria, Belus este zeul suprem al palmirienilor, considerat de aceștia stăpân al Universului, creator al cerului și al pământului, în Dacia, centrele de reședință ale acestor adoratori sunt la Porolisum și Tibiscum. Și desigur, aparținând sferei cultelor orientale, zeul persan Mitra are o largă răspândire în Dacia. Cultul lui Mitra, cel mai popular zeu oriental, zeul luminii, al adevărului și al dreptății, își desfășoară procesiunile în temple subterane și presupune șapte grade de inițiere. Acesta apare în reprezentări ca născut din stâncă, împreună cu scena sacrificării Taurului, care semnifică biruința zeului în fața întunericului și răului, în urma căreia zeul concepe din nou lumea. Este prezent în cercurile de negustori și apare în 280 de monumente. Religiile orientale propuneau un sentiment religios mult mai personal, satisfăceau setea de emoții. Prin sceneate înconstruite, prin ceremonii inițiatice, liturghii și practici secrete pe care alte culte nu le aveau. Dintre divinitățile egiptene, mai răspândite în Dacia, îi găsim pe Serapis și Isis, menționate în 30 de monumente. În inscripțiile din Apolum și Potaisa, Isis este numită Mirionima, adică cea cu o mie de nume. Este posibil ca la Potaisa să fi existat chiar un templu egiptean. În reprezentările din Dacia mai apar ca zei egipteni și Horpocrates Horus, zeul Șoim, dar și Amon ca simbol funerar și Apis, zeul Taur. Toate astea le putem afla din descoperirile arheologice, altele le putem ghici. Însă imaginați-vă că multe culte aveau ritualuri secrete și mistere, iar în Dacia romană nu exista o mare cultură literară sau filosofică, așadar nu au lăsat prea multe urme. Astfel s-au dezvoltat practicile oculte ce țin de magie și care circulă în interiorul religiei oficiale. Dintre toate divinitățile egiptene, cei doi frați și soți, Isis și Osiris, au avut cea mai largă audiență în lumea greco-romană, stând la baza unor sincretisme spectaculoase dorind să creeze o religie acceptabilă în întreg spațiul elenistic, în secolul III, înaintea erei noastre, Ptolemeu Soter îl însărcinează pe Maneton, un preot egiptean cu multă carte, să adune mai multe divinități într-un singur zeu. Așa se naște sinteza lui Osiris, zeu al morților, cu Ra, soarele. Pe baza acestei asemănări a fost creat și Serapis, al cărui cult se va prelungi în întregul Imperiu Roman. Puterea lui Isis a fost chiar mai mare, zeița fiind asimilată lui Demeter și Persefona din misterele de la Eleusis. Ea a fost asimilată zeiței Palas Athena, Afroditei și lui Venus, Herei, lui Artemis Diana, ca zeița a lunii, a virginității și a morților, dar și lui Hecate, ca mare vrăjitoare. Riturile ei de mistere, conduse de o clasă specializată de preoți, constau într-un scenariu dramatic, care reproducea traseul mistic străbătut de suflet la moarte. După spusele lui Apuleius, cel inițiat cobora până la hotarele morții, trecea pragul proserpinei, vedea soarele strălucind cu o lumină orbitoare în mijlocul nopții și îi contempla pe zei și îi adora de aproape, apoi revenea în lumea viilor trecând prin toate elementele. Ca urmare a inițierii, el era îmbrăcat în 12 haine de preot, reprezentând cele 12 constelații ale Zodiacului. Așadar, dragi mitologi, iată cum au ajuns Isis, Osiris și Apis, zeii Egiptului în Dacia, și cum erau ei adorați de populația de aici. Eu sunt Delmo. Nu uitați de subscribe. Zeii, fie egipteni sau alții, să vă aibă în pază.